Modernizarea școlilor, cât mai multe creșe și locuri de parcare sunt doar câteva dintre proiectele Ramonei Mezei, candidat al de la primăria sectorului 2. Ramona a decis să-și pună experiența în slujba cetățenilor sectorului 2 pentru că s-a confruntat cu o serie de probleme aici, unde ea își desfășoară activitatea, iar fiul ei, Mihnea, învață. Un om activ, Ramona Mezei este manager al Bibliotecii Metropolitane București, jurnalist, profesor asociat al Colegiului Universitar Spiru Haret București și fondator al Școlii de Vorbit. Ramona Mezei a sprijinit activ timp de 10 ani întărirea democrației în România prin stimularea participării civice în cadrul Asociației Pro-Democrația. Am cunoscut-o pe Ramona în apropiere de Grădina Icoanei, după ce a reușit să rezolve, măcar momentan, una dintre problemele multor bucureșteni. Am găsit cu greu un loc de parcare. Este una dintre problemele cu care ne confruntăm toți cei care conducem zi de zi prin traficul supraaglomerat al Bucureștiului. Eu sunt o persoană activă și sunt în permanentă mișcare și vreau mai multe locuri de parcare. Unul dintre obiectivele mele ca primar al sectorului 2 este construirea a două parcări subterane. Reabilitarea școlilor, dar și sprijinirea tinerilor părinți sunt de asemenea priorități pentru Ramona Mezei. El este Mihnea, băiețelul meu, are 12 ani și este elev aici, la școala gimnazială Tudor Arghezi din sectorul 2. Vreau ca Mihnea, împreună cu ceilalți copii din sectorul 2, să învețe în școli moderne, dotate cu tehnologie de ultimă generație. Ca primar al sectorului 2, vreau să reabilitez toate cele 83 de unități de învățământ, pentru că se poate. În urmă cu 10 ani, când m-am întors la muncă din concediu de maternitate, una dintre problemele cu care m-am confruntat a fost găsirea unui loc la creșă. Am reușit cu greu acest lucru, iar Mihnea a fost la o creșă de stat. Din păcate, situația de atunci până acum a rămas neschimbată. În sectorul 2 există doar 3 creșe. Locurile sunt foarte puține, iar listele de așteptare sunt interminabile. Vreau ca primar al sectorului 2, până în anul 2023, să construiesc câte o creșă în fiecare cartier. Și acest lucru, dincolo de faptul că este necesar, este și posibil. Iar proiectele sale nu se opresc aici. Am discutat cu persoane din sectorul 2 care mi-au spus că și-ar dori să aibă un loc în care să se întâlnească, să socializeze, să participe la diverse evenimente culturale. Ca primar al sectorului 2, voi construi un centru multifuncțional modern, un hub în care locuitorii sectorului 2, fie că vorbim de adolescenți, de tineri sau de vârstnici, să vină cu drag și să se simtă ca acasă. Și pentru că sunt un om care iubește cultura și cărțile, mi-aș dori ca în acel spațiu să se regăsească și o mică bibliotecă enciclopedică. Lider Scout în cadrul Organizației Naționale Cercetașii României, Ramona este conștientă de importanța spațiilor verzi în sectorul 2. De peste 15 ani de zile fac voluntariat. Sunt lider scout și sunt afiliată unui centru cercetășesc aflat în sectorul 2. Mai întâi de toate, orice cercetaș are adânc rădăcinată în mintea lui, în sufletul lui, natura. Eu iubesc natura. Face parte din ființa mea. Aproape toate vacanțele de vară mi le petreceam împreună cu bunica mea în creierul munților. Iar ea avea o vorbă, o vorbă pe care am auzit-o din ce în ce mai rar în ultima vreme. Și zicea așa: ca să te consideri un om împlinit, trebuie să construiești o casă, să faci un copil și să plantezi un pom. Am construit o casă, am făcut un copil și am participat la atât de multe acțiuni de plantare încât nu le mai știu numărul. Dar rămite pe cel al pomilor pe care i-am pus în pământ să le crească rădăcini adânci și puternice. Ca primar al sectorului 2, vreau mai multe spații verzi, vreau să respirăm un aer curat, vreau să fim sănătoși, pentru că sănătatea contează cel mai mult. Ramona Mezei spune că se bazează pe oameni și știe cât de mult contează munca în echipă.